salutare! Dacă e jumătatea lui februarie, e iubire! Aceasta este luna cu Sfântul Valentin, dar și cu dragobete. Așa că în această perioadă și cei mai duri critici ai acestor sărbători, orice ar face, toți sunt atinși puțin de Cupidon. Sunt Natalia Marin și astăzi vom vorbi și noi despre dragoste. E timpul pentru Zoomie Time! Un om îndrăgostit este un om fericit, visător și chiar strălucește. Pe lângă flutura și în stomac, o persoană îndrăgostită are parte și de alte ciudățenii, scrie zoomie.md. Iată care ar fi acestea. Look at my behavior, I can't help myself. One feet before the other, nope you didn't notice. Atunci când te îndrăgostești, componentele de extaz care ți inundă creierul, oxitocina, dopamina și adrenalina sunt similare cu cele care se eliberează când se consumă heroina. Creierul uman decide în 20 de minute dacă o persoană este de încredere sau nu. De aceea, povestirea unor evenimente intime este un semn că îți dorești o relație de lungă durată cu respectiva persoană. Știi fiorii care strec prin corpul momentul în care auzi o melodie specială? Ei bine, când ești îndrăgostit, ai aceeași stare când te gândești la el sau la ea. Dacă înaintea latura ta colerică se activa în prezența oamenilor enervanți, îndrăgosteala te-a făcut să fii mult mai tolerant. Acest lucru se petrece datorită hormonului dragostei, adică oxitocina, care te îndeamnă să fii mai sociabil și prietenos. Și tot oxitocina te ajută să nu mai ai dureri de cap. Deci, îndrăgostește-te! But are you looking my way? I like to think so, I could only say. Îți dorești să dormi toată noaptea ca un bebeluș, dar nu poți? Poate din cauza faptului că ești îndrăgostit tare. Sau poate doar ai mâncat ceva nepotrivit. Specialiștii spun că există anumite alimente care îți induc insomnia. Multe dintre legumele cu frunză verzi sunt diuretice și te pot face să urinezi frecvent. Specialiștii din SUA susțin că brocoli, varza, fasolea, castraveții și usturoiul sunt alimente greu de digerat, scrie zoomie.md. De aceea, astfel de alimente ar trebui consumate cu câteva ore înainte de culcare. Carnea roșie consumată seara nu va fi digerată bine și va rămâne în stomac pe toată perioada nopții. Dacă nu poți renunța la consumul de carne seara, o alternativă ar fi pieptul de curcan. Dacă îți petreci seara cu persoana iubită, aveți grijă să nu mâncați ciocolată neagră. Ingredientul cheie din ciocolata neagră este cofeina, care poate crește ritmul cardiac. Din acest motiv, nu e o idee bună să o consumi seara dacă vrei să mai și dormi. Bunica te sfătuia să nu te pupi cu toți băieții, dar tu erai prea îndrăgostită ca să ții cont de sfaturile ei învechite. Erai de părere că sărutul este ceva inofensiv. Din punct de vedere al sănătății, prin sărut se pot lua destul de multe boli, mai mult sau mai puțin grave. În cavitatea bucală trăiesc aproximativ 600 de bacterii, unele inofensive, altele periculoase. Sărutul are chiar boala sa, mononucleoza. Mononucleoza este cunoscută pretutindeni în lume drept boala sărutului. Aceasta reprezintă o infecție a virusului Epstein-Barr care se transmită de regulă prin salivă. Există și cazuri în care mononucleoza nu se transmite numai prin sărut, ci și prin folosirea acelorași tacâmuri, pahare cu alte persoane, prin tuse sau strănut. Are simptome asemănătoare cu cele ale răcelii. Dureri în gât, febră, apare odată în viață, însă virusul rămâne activ în organism pentru tot restul vieții. Dacă vrei să știi ce alte boli te pândesc dacă ești prea pupăcios, caută articolul pe zoomie.md. Acum nu pot să nu mă întreb ce fac actorii atunci când trebuie să se sărute în filme. Oare se tem ei de boli? Mă rog, dar dacă tot a venit vorba despre filme, pe site-ul mustv.md puteți găsi nominalizările la Oscar de anul acesta. Gala premiilor Oscar se va desfășura în acest an pe 2 martie, o premieră după ce în ultimii ani a avut loc în luna februarie. Însă în acest an organizatorii au mutat gala pentru a nu se suprapune cu Olimpiada de la Sochi. Dalby Theatre din Los Angeles va găzdui această ceremonie mult așteptată și fastuoasă. Dacă vrei să afli care sunt nominalizările, caută știrea pe mustv.md. Și
Și dacă intenționați să vedeți filmele nominalizate la Oscar împreună cu iubitul sau iubita, în loc de floricelele de porumb, vă recomandăm inimioarele din ciocolată, care sunt un desert perfect pentru a-ți surprinde jumătatea într-un mod cu adevărat delicios. Cu atât mai mult cu cât ziua îndrăgostiților poate fi în fiecare zi. Dacă te interesează această rețetă, o găsești pe site-ul zumi.md. Still got my money. Call Jay up and close the deal. Still got my money. My fragrance on and they love my smell. Still got my money. So who cares about what I spend? Still got my money. My pockets deep and they never end. Still got my money. I'm going dumb with all my friends. Still got my money. Oh, oh, oh. All I see is signs. All I see is dollar signs. Și pentru că iubirea nu ține cont de canoane, vârstă sau statut social, vă atragem atenția asupra unei știri găsite pe site-ul muzefm.md. Deși și-a obținut diploma de absolvire a liceului Miley Cyrus, n-a frecventat niciodată cursurile unei școli, fiind pregătită de profesori acasă. Adolescent din Arizona a decis să-i ofere șansa să vadă cum arată un bal de liceu. Matt Peterson și-a luat inima în dinți și și-a încercat succesul cu idolul său Miley Cyrus. Adolescentul a creat un filmuleț prin care i-a cerut fostei vedete Disney să-l însoțească la balul său de absolvire a liceului pe 3 mai. După emisiunea de astăzi, ce să zic? Iubiți-vă mai mult, dragii mei! Dar nu uita! Dacă vrei să fii mai informat, dar să te și distrezi, urmărește Zoomy Time, emisiunea care îți aduce cele mai bune știri de pe site-uri.